titlul volumului care este foarte sugestiv și corect. 13 care m-au salvat. Aș vrea doar câteva gânduri și mă bucur că în această seară mă întâlnesc cu cei cu care de altfel n-am mai întâlnit în spațiul Facultății de Teologie Ortodoxă. Mi-amintesc Cartea Mărturisitorii a fost lansată la Facultatea de Teologie. După a domnului Răzvan, după aceea domnul Dan Puric a fost prezent cu vocația mărturisitoare a poporului român. Domnul Demostena Plumescu a fost prezent la Facultatea de Teologie de mai multe ori, de 4 sau de 5 ori. E adevărat, în ceea ce privește biserica, dacă o privim instituțional, a dedicat un an apărătorilor credinței ortodoxe. Este anul 2017, care s-a încheiat cu un congres cu mărturisitori. Au fost, cred, din țările care au trecut prin această încercare a comunismului. Deci, reprezentanți, am avut și locurile de memorie. Noi am mers la Mănăstirea Cernica, pentru că la Mănăstirea Cernica sunt mărturisitori, unii dintre ei care au trecut la Domnul Aghel, la cum este cazul lui Haralambie Vasilache, care s-a stins la Ghela și apoi a fost descoperit și a fost aduse osemintele la Mănăstirea Cernica. Am descoperit noi pe cei care au suferit în tențele comuniste și am considerat că este Cernica, este și ea un loc al memoriei, având în vedere că acolo pe lângă Părintele Stăniloae, Ioan Ghesalin, Panteleimon Halipa, Constantin Voicescu, Părintele Ilie Cioruță și Haralambie Vasilache și alți mărturisitori. Se va spune că biserica trebuia să meargă mai departe. De fapt, care biserică? Noi suntem biserica. Adică să mergem spre canonizare. S-a deschis și așa cum a spus domnul Puric, noi am canonizat. I-am canonizat în inima noastră și această canonizare este de fapt un prim pas. Trei gânduri aș vrea să vă împărtășesc în această seară. Tertulian spunea că sângele martirilor este sămânța creștinismului. Și noi știm că la sfințirea unei biserici avem nevoie de sfintele moaște ale unor martiri pentru Sfântul Altar. Ce înseamnă acest lucru raportat la perioada comunistă? Și aici vorbim despre o perspectivă duhovnicească. Că noi stăm astăzi ca biserică și pe sângele acestor martiri și mărturisitori. Și dacă avem un dram de libertate, dacă avem posibilitatea de a ne cultiva și manifesta credința, o avem pentru că au existat oameni care au suferit persecuții grele și fiind războiți, au reușit să ajungă la virtuțile supreme ale creștinismului, iubirea de vrăjmași și jertfirea pentru semenul lor, adică și-au pus sufletul pentru prietenii lor. S-a amintit aici de Mircea Bucănescu, cel care a lăsat acel testament al iertării, să nu ne răzbunați, pe lângă episodul în care salvează acel tânăr de la moarte la Jilava și apoi se stinge la Aiud. Mircea Bucănescu, pe care noi l-am numit Sfântul din cimitirul de pe dealul robilor. Nu trebuie să fi fost neapărat apărătorul Ortodoxiei în sens explicit. Pentru că la un moment dat se credea că Biserica Ortodoxă, bine, și celelalte biserici, evident, au suferit, dar Biserica Ortodoxă spunea că doar a colaborat. Când, de fapt, 3.000 de preoți și călugări au trecut prin închisorile comuniste și câteva sute au trecut la Domnul în închisorile comuniste. Recent am făcut la
la biserică, la noi, în casa praznicară, o seară dedicată părintelui Daniel Sandu Tudor, 17 noiembrie 1962. Daniel Sandu Tudor, care ne-a lăsat pe lângă imnul la catedra Rugul Aprins, dar ne-a lăsat această moștenire a Rugului Aprins, pentru că fără Daniel Sandu Tudor nu putem vorbi despre Rugul Aprins. Și eu, ca preot, am primit o lecție, extraordinară de la un profesor de la Dară. Este, de fapt, urmașul la catedră a marelui profesor Andrew Lauf. Se numește Crastu. Știe cam vreo 7 limbi, știe și limba română. Care a venit la biserică, și la noi la biserică, la precupeții noi, pentru că avem o icoană a Rugului Aprins. Știa că noi am făcut de mai multe ori la Facultatea de Teologie despre Rugul Aprins. Și a venit nu doar așa ca să vadă icoana pe care o avem și noi, purtată de un soldat român în al doilea război mondial, la Cotul Domnului. A fost singurul care s-a salvat și apoi a dăruit-o unui negustor care se numește Gheorghios Feremides, este unul dintre titori bisericii noastre, al cărui fiu, care se numea tot Gheorghe Feremides, a fost pilot militar și a murit în al doilea război mondial. A fost cunoscut de acest soldat și soldatul i-a dus, i-a dăruit această icoană tatălui tânărului care a murit în 1943, a dăruit-o bisericii noastre. A venit profesorul Crastu, care este bulgar de origine, dar știe foarte bine limba română. Și ce credeți? A stat 2 ore și jumătate și m-a umilit pentru că știa imnul acatist la Rugul Aprins. În limba română. S-a închinat și am zis că noi primim lecții. Pentru că acest profesor, Crastu, mi-a spus, voi nu știți că Rugul Aprins este unică în această parte răsăriteană. Adică înflorirea idealului Sivast, în perioada cea mai cumplită a prigoanei staliniste, comuniste în România, este greu de înțeles. Apoi, un alt părinte francez, Marc-Antoine Costa de Beauregard, care l-a cunoscut pe părintele Stăniloae, în 1978 a avut acele dialoguri la Cernica, a publicat o carte de dialog, Os comprendre que je t'aime, Îndrăznește să înțelegi că te iubesc, tradus apoi Mica dogmatică vorbită a părintelui Stăniloae. Cu Marc-Antoine m-am întâlnit și la Iași, am fost la simpozionul despre părintele Sofian. Și Marc-Antoine spune cam așa. Să nu dați sărăcia voastră bogată pe bogăția noastră săracă. Adică noi suntem fascinați. Și el se întreba cum de nu suntem conștienți de comorile pe care noi le avem. Și fără îndoială că acești mărturisitori sunt o comoară. De altă parte, un alt francez, călugăr, convertit la Ortodoxie, Placid de Zei, s-a stins la începutul acestui an, a spus un lucru pe care îndrăzneam să-l gândesc, dar nu puteam, adică nu aveam curajul, parcă, să-l exprim. Știți ce a spus? A spus că voi v-ați dus în Occident ca să rezolvați o problemă materială. Ei, Dumnezeu va întoarce această plecare a voastră, nu știu de ce, e nevoie de exil, într-o misiune extraordinară. Voi aveți misiunea să reîncreștinați Europa. Acum, cine aude, zice, Doamne, însă, mergând în Italia, la comunitățile din Italia, am constatat că mulți tineri români care în România nu mergeau la biserică, nu se spovedeau, nu se împărtășeau, am participat chiar la Monța, la Duminica Tuturor Sfinților,
la hramul bisericii, la un părinte Pompiliu, și am rămas, am fost uimit, în primul rând îmbrăcați în costumul, cum să zic, național, tradițional, românesc, și toți s-au împărtășit împreună cu copiii lor. Am văzut biserici părăsite, transformate în altare pentru Sfânta Liturghie, chiar clădirea de primării lor a fost undeva lângă Veneția, am slujit cu un fost de demn de la Buzău, și m-am minunat și am zis, nu vă dați seama, această încăpere, dumneavoastră ați transformat-o în biserică. I-ați așezat icoanele, iconostasul. Și atunci mi-am dat seama că mulți dintre cei străini ne-au spus că suntem bogați. Suntem bogați. Dacă citim eu cea mai frumoasă mărturie despre neamul românesc, am citit-o prima dată la Nicolae Steinhardt. Nicolae Steinhardt are o carte, Dumnezeu în care nu spui că nu crezi. Este o carte, este o corespondență cu Virgilie Runca. Și cele mai frumoase cuvinte, când spune el, zice, și îndrăznesc netotul de mine, sau cum spune el, să cred că m-am îndrăgostit de ceea ce înseamnă spiritualitatea românească. Deci sunt și străini care se îndrăgostesc de spiritualitatea românească, dar bineînțeles, nu în sensul triumfalist. Deci, repet, nu trebuie să fi fost neapărat apărători ai Ortodoxiei în sens explicit acești mărturisitori. Căci persecuția a fost mai vicleană decât în timpurile de început ale creștinismului. Ce-a arătat că poartă persecuțiile creștinește. Că nu-și trădează prietenii, ba mai mult, că se sacrifică pe ei pentru a trăi alții. Cum, de altfel, sunt atâtea exemple și avem și în cartea lui Claudiu. Această mărturie despre a rămâne creștin în condiții de iad, este cea mai valoroasă moștenire pe care am primit-o de la martirii închisorilor. Dacă, am spus-o de multe ori, dacă ei au intrat în infern și nu s-au întâlnit cu ceea ce spunea Dante, lăsați orice speranță, voi care intrați aici, și dacă biruința lor a însemnat fie botezul lui Nicolae Steinhardt cu jurnalul fericirii, fie bucurile, suferințe ale părintelui Dimitrie Bejan, în care de altfel noi la Facultatea de Teologie am început seria preoților și călugărilor mărturisitori, Dimitrie Bejan, Dumitru Argint, Irin Brescu, apoi părintele Gherasim Iscu, Gheorghe Calciu și așa mai departe. Al doilea gând. Spuneam că titlul volumului lui Claudiu este foarte sugestiv și corect. 13 care m-au salvat. Ce înseamnă aceasta? Că un contact viu și direct cu acești martiri ne poate trezi la realitatea vremurilor pe care le trăim și adevărul lucrurilor cu privire la noi înșine, la ce ne așteaptă și la ce avem de făcut. S-a spus aici și domnul Răzvan și domnul Dan Puric. Și că acest contact viu este esențial și mai important decât orice altă lecție teoretică despre ce a însemnat comunismul. Doar din cifre seci și istorie factuală nu putem înțelege dramele și nici mizele aflate în joc. Însă, dacă accesăm aceste mărturii vii, fie personal, fie prin confesiunile lor, cum este și cartea de față, cărțile lor, atunci avem o șansă de a înțelege ceva. De a trece printr-un proces de transformare personală, de schimbare a minții. Sunt mulți care au început viața în biserică după ce au citit jurnalul fericirii. Sau după ce au citit cartea lui Ioane Anoride despre Valeriu Gafencu. Și în acest sens, da, contactul cu mărturisitorii poate fi salvator, profetic și deschizător de orizontul noi. Al treilea gând. Un lucru pe care trebuie să-l înțelegem este persecuția comunistă a fost
mai mult decât un fenomen politic și ideologic. Dacă vom reduce ce a fost doar la un regim politic și ideologic, ne vom înșela. Persecuția comunistă a fost încă o formă a unui rău totalitar și anticreștin, e adevărat de data aceasta cu dimensiunea modernistă, că toată lumea ne-a zis să ne modernizăm. Deci un rău totalitar și anticreștin care bântuie pe fața Pământului, începând cu modernismul, de mai bine de aproape 3 secole. Este răul Revoluției. Mircea Lucănescu chiar era împotriva Revoluției. De ce? Pentru că el avea această convingere că noi putem schimba lumea pornind de la noi și cu multă răbdare. Deci este răul Revoluției, între ghilimele, care a început cu teroarea iacobină, a continuat cu teroarea Comunei din Paris, cu teroarea bolșevică, cu teroarea stalinistă și care astăzi umblă prin lume în hainele de împrumut ale globalismului și liberal progresismului. Observăm în jurul nostru cum se pun bazele unei noi persecuții sângeroase, deși, așa cum s-a spus, încă ne aflăm în etapa preliminară a pregătirii terenului. Observăm însă cum biserica iar deranjează. Cum creștinismul iar este urât și pus la colț. Observăm cum oamenii sunt supuși unor linșaje doar pentru că au păreri despre ce este normal și anormal. Și toate acestea ne arată că răul acela care a avut înfățișarea comunismului bântuie printre noi și caută să se încarneze într-un nou regim, într-un nou totalitarism, să fie ultimul din istorie, nu știu. Cartea domnului Claudiu Târziu ne poate ajuta să înțelegem aceste lucruri. Ea conține mărturii despre și interviuri cu 13 personalități care au cunoscut iadul închisorilor comuniste. Sunt personalități foarte cunoscute, cum ar fi părintele Iustin Pârgu, Vladica Bartolomeu, părintele Gheorghe Calciu, oameni care au trecut la Domnul, dar și personalități. Și iată, avem un om frumos de față, care, chiar dacă declară că este un învins, și este un învins în sensul în care fiecare creștin se declară smerit că este învins, domnul Demosthene Andronescu, Marcel Petrișor, Vasile Iamandi și alții care încă sunt printre noi, ceea ce este o binecuvântare. Cartea conține și o adenda cu articole de documentare unor realități și fenomene din istoria rezistenței anticomuniste. Și aș încheia cu ceea ce Sfântul drag mie, Mircea Vulcănescu, spune la un moment dat la sala Dales, dar nu știu dacă era sala asta, martie 1940, că vremurile care urmează nu sunt vremuri de triumf pentru creștinism, cum n-au fost nici cele care au trecut, ci sunt vremuri de încercare. Însă, spune, vremuri mântuitoare, deci trăim astăzi vremuri mântuitoare. Dar, adaugă, însă ferească Dumnezeu să intri naiv în acest iev și să nu știi ce te așteaptă. Deci, așa cum s-a spus, asemenea cărți sunt cele care ne salvează și asemenea mărturii ne arată că există o comuniune duhovnicească dincolo de timp, o comuniune peste timp și ceea ce ne apropie foarte mult, ne apropie această istorie relativ recentă. Domnul Demosthene Andronescu nu este o legendă, este un om frumos printre noi. Îl felicităm pe Claudiu pentru acest prilej al întâlnirii și vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați ascultat. Mulțumesc!